Bună ziua și bun venit la o nouă emisiune Agricultura în județ. Ne aflăm astăzi tocmai la Ciumbrud, undeva la ieșire din sat, pe plantația de trandafiri a familiei Cichi. Dânsii lucrează, au spor și o să ne povestească pe tema asta. Ce lucrări faceți acum, doamna Cichi? În primul rând, bine ați venit la Ciumbrud și acum facem plantație de pom fructifer și trandafir, câmpul 1, ce o să altuim la vară. Și după aia tăierile la câmpul 2. Vedem că aveți un utilaj aparte, despre ce e vorba? Este o mașină de plantat portatoiu de trandafir și de pom, care s-a achiziționat pe fondul de tânăr fermier 112, cu care ne-am mai ușurat un pic lucrările. Putem să plantăm mai mult într-o zi, adică se plantează cu mult mai mult într-o zi. Are spor mai mare. Bun, ce vreau să vă întreb, Ciumbrutul, se știe, are tradiție în vin și în trandafiri. Dumneavoastră sunteți cu trandafirii. Cum ați început? E o tradiție în familie? E o tradiție de familie. Socrii au fost la altoit în toată țara și eu cunoscut pe domnul profesor Wagner de la Institutul de Cercetare Polucioi la Cluj-Napoca. A fost în 1956, deja umblau la altoit și acum ne-au predat și nouă ștafeta, acum predăm și noi la copiii noștri și sperăm să fac și ei. Dumneavoastră v-ați dezvoltat afacerea pe măsura 112. Cum a fost? Cum? Povestiți-ne puțin. Am fost între primii cu măsura 112, am accesat și eu și băiatul meu și îi zic la toată lumea că dacă se poate să acceseze, într-adevăr e mult de lucru, dar merită. Merită. Merită încercat. Merită încercat și trebuie să lucri, că dacă numai așa atunci nu merge, numai că accesăm și nu lucrăm. Trebuie să lucri, atunci este... Da, a fost ceva interesant la început, cum v-a aprobat, cum? La început era un pic cu hârtiile, era demersul mai greu un pic, că noi, dacă noi suntem țărani, sau cum să zic, din sat, atunci era greu să mergem în oraș după hârtii, au cerut multe hârtii, multe birocrație, dar cu timpul am rezolvat, că am dovedit că, într-adevăr, noi lucrăm și pentru asta am făcut proiectul. Vi s-a aprobat ușor? Mi s-a aprobat după aia, că au venit la control, au controlat cum e pepineria, cum sunt trandafirii și au plăcut la toți. Într-adevăr că sunt frumoși, nu numai căsa noștri, la limita vârstei am fost, că pentru tineri fermier 112 limita vârstei este până la 40 de ani. Eu am depus cu 2-3 zile mai repede dosarul și așa că ne-au aprobat. V-au aprobat înainte de a împlini 40 de ani? Da. Pe ce suprafață se întinde plantația și la ce sumă se ridică investiția? Păi investiția este că în fiecare an trebuie să cumperi portaltoiul, câmpul 1, și numai în al doilea sau al treilea an scoți producția. Între timp e și pierdere că mai rupe vântul, mai... Ce mai usucă? Nu, este, dar dacă îți place să faci din dragoste și îți plac florile, după mine... Trebuie și la pom fructifer, zic că fiecare om trebuie să planteze un pom în viața lui, așa zic strămoșii noștri. Și atunci oricum trebuie să fie plantat și marfă de calitate, produs în România, că și noi putem face de calitate și... Am înțeles. Deci pe ce suprafață se întinde plantația, cu cât ați început, unde ați ajuns și care ar fi piața de desfacere? Am început cu pași mărunți. Am început de la, putem să zicem, de la 10 ari, prin anii 2000. Acum suntem undeva la în jur de 3 hectare. Pentru că trebuie să și mărim suprafața pentru tânăr fermier. Au trebuit să mărim și producția, asta e, și plus pomii fructiferi. Piața de desfacere? Piața de desfacere este în toată România. Am avut un contract semnat cu Unisemu, cu magazine mai mici, cu cei care vând la piața liberă, adică am avut ceva piață. Putem zice că a fost o piață bună. Până momentul. Cam câte fire scoateți pe sezon? Păi noi trebuie să plantăm, cum e un proiect, 20.000 de trandafiri, dar din care mai sunt pierderile încă. Mai sunt și pierderi. Deci cam 20.000 de trandafiri pe... 15.000 să zicem, cam 15.000. 15.000.
Și plantații de care aveți? Ce fel de... Păi plantațiile de trandafir și de portaltoiul de pom fructifer, pe care avem mai multe soiuri, măr, păr, cireș, caiș, pruni, no, se împarte. Pe fiecare soi avem mai multe variante, adică mai multe soiuri. De exemplu, la cireș am avut 7 soiuri, la pruni am avut peste 8 soiuri, la caise iarăși, adică diversitatea mare. Explicați-ne ce fac oamenii acum acolo. Noi suntem acum într-o fază când cu mașina de plantat se plantează portatoiul de puiesc de pom. Bine, ritmul este destul de bun, bine, nu-i ca și la rasa la discuit, merge mai încet, dar e sporul mai mare. Cât a costat utilajul? Utilajul a costat aproape 12.000 de euro. Asta a fost acționat pe tânăr fermier, că trebuia cheltuiția 30% din valoarea care s-a primit. Și mai avem încă tot un utilaj, adică un plug de scos pomii, care tot pe tânăr fermier s-a achiziționat, aia a fost în jur de 8.000 de euro. Plus că am mai cumpărat și altele. Mașina de tocat, care ne ajută foarte mult primăvara la tăiat resturile vegetale și după aceea să taie la cep. Ne ușurează în primul ca. Nu mai trebuie să ardem resturile vegetale, nu mai trebuie să le cărăm din câmp afară, să te tă plin toată ziua. Asta este. Doamna Tunde, ăștia sunt portaltoi. Ce ai? Explicați-ne puțin. Ce e aici așa? Ăștia sunt trandafirii. Nu, ăsta e portaltoiul la cireș, Mahalev. Aha. Avem și de trandafiri. Am pus 6 rânduri de pom și 2 rânduri de portaltoi de trandafiri, ca să ne ușurăm când stropim pomile, atunci putem intra cu tractorul. Și să se poată face cât mai mult mecanizat și stropirea și lucrările. Ce se întâmplă acum? Ce fac muncitorii? Așa se plantează portaltoiul, se introduce în clicurile acelea și mergând roata, atunci clicurile se desfac jos la bază și rămâne planta în pământ. Se plantează destul de bine pentru că se poate observa dacă îl prindem așa cu două degete, nu iasă. Înseamnă că mașina îl tasează foarte bine și nu sunt probleme ca să fie pierderi. Am zis că e unicat în țară? Putem să zicem genul ăsta de mașină că ar fi unicat. Poate că mai este și în altă parte, dar eu nu cunosc să fie acum mașinile astea. Mașini adaptate pentru așa ceva. S-au mai făcut cele de la mașinile legumice, de la legumicultură, le-au adaptat și au făcut mașini de plantat portatori de trandafir și pom. Mai aveți? Puneți. Dar aia înseamnă că nu pune uniform. Asta fiind clicurile, n-ai cum să pui nici mai des, nici mai rar. Adică trebuie să pui mai uniform. Și asta e un avantaj pentru noi. Mai aveți un tractor? Mai avem un tractor achiziționat în leasing, un tractor de 105 cai putere, cu care ne folosim la pregătirea terenului și la scoaterea pomilor fructiferi și a trandafirilor câmpul 2. Da, da, da. Asta este un tractor, cu ăsta am început, e un tractor de 40 de ani. Asta a fost și bunășirea, dar în fine, asta e. Doamna Cichi, spuneați că băiatul dumneavoastră e student la horticultură. Este student anul 3 la horticultură și sper să ducă și el tradiția mai departe, că pentru ei facem. Mai investim și să modernizăm, să fie mai ușor pentru ei. La proiect împreună cu el ați lucrat, da, nu? Da, împreună cu el și ăsta mic, e acum împlinit 18 ani și vreau să fac și pentru el un proiect. Ne
Ne aflăm pe câmpul 2. Da. Ne explicați puțin ce aveți aici cultivat. Și... Asta este câmpul de trandafiri, care este a băiatului și a soției pentru tânăr fermier. Aici deja s-a efectuat teră la cep. Cam așa arată partea vegetală care a fost tunsă cu mașina de tocat. Au rămas cioatele astea, după care s-a făcut tere la cep. Ne-a ușurat un pic munca, astea rămâne în pământ, se va încorpora cu o freză după tractor. Avem și o freză după tractor care e mai puternică și poate să încorporeze în pământ. Așa că nu trebuie să cărăm afară resturile vegetale și să facem foc. Ce specie? Azi mai multe soiuri de trandafiri. Da, aici avem mai multe soiuri, începând de la urcători, poliante, tea hibris, floribunde, cam de toate avem aici. Pe culori, pe soiuri, e varietatea destul de mare. Aici se poate și observa că este pornit. Deja e pornit și din ăsta o să fie trandafirul de calitate, super calitate. Se vede deja că cu două ramuri deja pornesc. Și toate sunt deja pornite, se vede cum am atoit și au fost bine prinderea. Se vede că totuși n-au suferit așa mult, zicem așa în mare parte, dar până în mai, aprilie, încă mai este, poate să mai fie probleme, pentru că mai este vântul care încă nu s-a prins bine pe portatoi și le mai poate rupe. Asta ar fi una dintre condițiile care ne mai dezavantajează. Și când trandafirul? Când e floarea? Păi trandafirul, păi se zice că înfloiește mai, nu? Că în sfârșitul mai, începutul lui iunie, are trei valuri mari de înflorire, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie până da bruma. Astea sunt cele trei valuri mari. Între valurile astea mai poate să mai fie câte o floare, două, adică o înflorire mai lentă. Dar sunt trei valuri mari de înflorire. Soția spunea că e o afacere profitabilă, nu mi-a spus de profit, cât și cum, că... Știți, mulți vin și spune, domnule, îți spune microfonul, cam asta este, dar până la urmă cât ai scos? La noi, în agricultură, unul cu unul face și zero câteodată și poate să facă și minus, numai plus. Dar până acum noi am fost pe plus, asta este una dintre condițiile. Dar acum 100% nu putem aprecia până în toamnă cu cât vom rămâne. Asta la toamna recoltare. Care trandafirul mai căutat? De ce depinde? De culoare? De cum? Niciodată nu știm precis care trandafir este mai căutat. Urcătorul, polianta, tea hibridul, dar în orice caz, trandafirul roșu întotdeauna a fost pentru... pe prim plan. Pe prim plan, mare. Pentru că exprimă dragostea mea la un buchet de trandafir... La o doamnă sau la soție acasă și atunci totul se rezolvă. noi îmbinăm aici la Ciumbrud parfumul trandafirului cu buchetul vinului. Cam asta este la noi în Ciumbrud. Păi dacă spunea soția, solul, soiul și butoiul, apropo de... acolo începe vinul bun. De acolo începe vinul bun. După aceea, fiecare cum și-l păstrează. Povestiți-ne puțin acum și de pomii fructiferi. Aveți piață de desfacere? Cum merge munca? Dacă aveți în perspectivă să vă măriți suprafața de plantație? Deocamdată rămânem la tot aceeași suprafață, pentru că volumul de muncă fiind mare și totuși până nouă ne-a costat foarte mult... Pe noi ne-a costat foarte mult investiția și din cauza investiției, acum câțiva ani de zile trebuie să ne mulțumim cu cât avem, să ne menținem la nivelul acesta. Dar pe parcurs nu zicem că nu sau, eu știu, poate să se mai schimbă într-un an, doi. Apropo de investiții, ne puteți spune cam la ce sumă se ridică? Investiția la portaltoi, undeva la 20.000 de euro. Nu am pentru portatoi, plus lucrările, plus sunt stropirile pentru bol dăunători, adică e de muncă și e cheltuială destul de mare. Și întorcându-ne acum la pomii fructiferi, ce fructe se caută mai bine dintre ceea ce cultivați dumneavoastră? Piața se schimbă de la an la an. De multe ori era bătaia mare pe pruni anul trecut, pe cireș, anul ăsta s-a mai schimbat, a mai vint alte soiuri, acum s-au căutat foarte bine mărul, adică niciodată nu putem să zicem, da, domnule, anul ce vine este foarte căutat o specie sau un pom sau un produs din asta.
acum să pun o întrebare mai delicată. Dintre dumneavoastră, soție și băiat, care se pricepe mai bine la domeniul ăsta de activitate? Eu nu zic că suntem... Că acum noi, băiatul e la început, noi deja am trecut prin atâtea și avem un pic de experiență mai bună. El iese la... El începe cu pași mărunți, vine din urmă și învață. Nu știu de ce timp să cred că soția e profesionistă mai bună decât dumneavoastră în materie. Da, poate. Am mai moștenit ceva de la mine. Nu, dar asta este, asta este, adică dacă îți place, te implici în domeniul respectiv. Dacă nu-ți place, poate să-ți o citească fiecare seară cineva ca poveștile la copii mici. Dacă îți place, te poți dezvolta, poți să realizezi ce vrei în viață. Mi-a propus dumneavoastră, ați fost un gang. Cum de v-ați decis să... Asta e o altă chestie. Atunci industria era la putere, agricultura era planul 2. Pe planul 2, să zicem așa, după care industria a început să scârție. Și atunci i-am întors iară la glie, la pământ. Noi asta am știut-o de mic copil și am umblat prin țară la altoit. Taicu-meu fiind la Ciumbrut, la Spații Verzi, aproape 20 de ani cu sera, cu tot parcul pe aici, cu partea de legumicultură, unde învățau elevii, era un liceu foarte bun, renumit în România. Și am moștenit și eu ceva, de mic copil. Am fost pus ca să fac treaba asta. Și dumneavoastră, haideți mai aproape. Eu m-am măritat în Ciumbrut, dar îmi place ce fac. Și dacă îți place, faci. Nu mai trebuie să ai... Înseamnă că m-am înșelat, dumneavoastră, de la soț ați învățat. Da, de la soțul. De la el am învățat, că am fost tânără când m-am măritat. Ne aflăm în secția de ambalat a familiei Cic. Domnul Cic, ce avem aici? Aici avem pomii ambalați. Astea deja putem să zicem că suntem pe final cu ambalatul. Astea sunt ultimile bucăți care le mai avem de vânzare. Și așa le facem ambalate în folie cu rumeguș, care se livrează la magazine și la cei care doresc să vândă pe piață sau în magazinele lor. Trandafirii îi avem ambalați cu tot cu folie și cu hârtie naturală. Noi așa le facem pentru că hârtia naturală se poate planta cu totul în pământ, cu rumegușul și cu hârtia, se degradează. Se poate păstra și în magazin, se poate păstra mai mult timp. Omul dacă îl cumpără, nu neapărat atunci în ziua aia să o planteze, poate planta și peste 2-3 săptămâni sau lună de zile, în funcție de în anul timpul care suntem. Care e prețul pieței? Prețul pieței este undeva 1 euro bucata. Și la pom? La pom aproape la 2 euro. Acum, în funcție de cât și ce cumpără, ce specii cumpără și cât, și cantitate mai mare. Bine, cu cine ai contract, acolo e altceva. Acolo ai un contract făcut și aia trebuie să o păstrezi. Adică nu poți să urci prețul când îi căutați sau să cobori prețul când... Na, asta e. Dar ce vreau să vă întreb? Nu sunteți supărat că politicienii vă fură trandafirii? PSD-ul are 3, PDL-ul un trandafir? Trandafirul nu are, la noi nu are culoare politică. La noi trandafirul este, ca și la alții, poate o altă plantă. Nouă ne place, dar noi nu ținem cont de nicio culoare politică în meseria care o avem. Am făcut o glumă. Nu contează, că e o glumă, că suntem la începutul lui aprilie. Nouă ne plac trandafirii, asta este. Și dacă e să considerăm, trandafirul este regina florilor, care înflorește tot anul. Adică nu e ca și o floare, care florește o singură dată. Începând din mai și până în octombrie, până la bruma, întotdeauna ai câte un, poți să iei câte un fir de trandafir de pe o tufă jos. Dacă ai nevoie. Dumneavoastră, când îi faceți un cadou soției de ziua dânsei, tot trandafirii îi cumpărați? A zis că ea e cam sătulă de trandafir. Mai bine preferă
o ciocolată decât o trandafir. Dar o altă floare? Ne place ori, dar cel mai mult îmi place trandafirul. Cum a spus și soțul că e regina florilor și în toată lumea, în toată țara, tot așa e regina florilor. Bun, dar la o zi de naștere, la o zi onomastică, ce ați prefera pe lângă trandafiri? Păi și o cutie de ciocolată. Dar altă floare nu? Nu. Cel mai frumos e trandafirul, asta îmi place. Și celelalte flori sunt foarte frumoase, într-adevăr, nu poți să zici că nu sunt frumoase, dar cel mai frumos e trandafirul. Se pune rumegușul, se așează planta, după care se pune restul rumegușului. Dar explicați-ne ce proces e ăsta? Ăsta e procesul de ambalare. Așa se procedează la ambalare. După care se pune hârtia naturală, se duce hârtia naturală și îl matisează să-l putem pune în punga de folie. Așa este. Planta, dacă este ambalată așa, asta se poate planta și după ce pornește în vegetație și are lăstarii mari, pentru că nu sunt transplantarea. Asta e una dintre avantajele care se... Îl punem în folie. Cu poza, ce soiuri e trandafirul, punem poza pe ei. Aici alegăm sus. Așa. Și gata de vânzare. Gata un euro. Da. Și gata de vânzare. Da, și fiecare să cumpere un trandafir. Acum cam câte fire aveți la pregătite gata pentru... Păi pentru vânzare, pot să zic că m-a pregătit de cam vreo 2-3 mii de bucăți care sunt pentru vânzare. Dar în funcție cum vindem, că pe parcurs tot ambalăm, dar vin și cumpărători. Ce calități trebuie să aibă un... Calitățile trebuie să aibă un trandafir care e calitatea întâia, trebuie să fie, să aibă, de exemplu, așa, de la 3 lăstare sus să fie sănătoși, groși și atunci asta înseamnă o calitate superioară. Pentru buzunarul fiecărui om se poate face. Sunt care sunt de calitatea a doua și a întâia, aia e altul preț, dacă este așa. Dar asta este o calitate a întâia. Care e secretul succesului în acest domeniu? Munca. Munca și să-ți placă ce faci. Ăsta este singur secret. Dacă îți place ce faci și știi să o faci cum trebuie și o faci la timp, e ca și plantele astea sunt ca și un copil nou născut. Dacă nu-i faci tratamentele și lucrările la timp, pierzi. Am înțeles că mai aveți în plan un proiect. Da. Este... cumva ca să ne mai facem pentru o modernizare, dacă reușim să vedem, asta e pentru viitor, deocamdată așteptăm puțin și după aceea încercăm să ne mai, dacă mai putem să mai realizăm câte ceva. Dar la ce se referă? De ce e vorba? Pentru modernizare, pentru modernizarea firmei, pentru a accesa fonduri să mai modernizăm un depozit, să facem ca să putem să facem cu fricul cu din asta cu tehnologie modernă, o tehnologie mai modernă cu temperatură controlată ca să nu fie probleme peste iarnă la păsare. Și aici probabil că veți cuprinde și secția de ambalare, nu? Păi cam așa ar fi. Și atunci să o mai modernizăm și noi puțin. Dar asta e pentru viitor. Acum am avut astea accesate. Mai stăm puțin așa ca să ne mai încărcăm bateriile și pe parcurs după începem să mai realizăm câte ceva. Doamna Cic, care sunt atribuțiile dumneavoastră în firmă? Dumneavoastră ce faci? Orice, unde este de lucru, orice facem, oriunde mergem la lucru, împreună facem cu familia, mai vine cu nata mea, mai avem ceva prieteni care ne ajută la lucru și noi mergem împreună pentru ei și cu timpul să vedem. Altfel întrebat atunci, ce vă place cel mai mult să faceți în sectorul ăsta? Da, trandafiri. Cel mai mult, da. Și la pom fructifer îmi place, dacă când văd că e înflorit trandafirul și pot să faci aranjamente florare deosebite, cum participăm și la alte expoziții, e frumos.
Care e satisfacția cea mai mare când vedeți trandafirul în vază sau când vă simțiți împlinită? Când văd talaua de trandafir înflorit ca un persian, în aer liber și e frumos. E frumos. Pe câmp, cum ziceați, unde am fost înainte. Da, da. În luna mai, când înfloresc trandafirii. Iunie, vă invităm cu ocazia asta să veniți în 7 iulie, o să fie expoziția de roze, Asociația Rozelor de la Ciumbrud, facem o expoziție, cei producători ce produc în Ciumbrud și vă invităm și pe dumneavoastră să veniți să participați și să vedeți. Vă mulțumim de invitație. Câți producători sunt în Ciumbrud? Suntem începând de la cei care să fac de hobby și cei care fac industrial, suntem destui. Destui însemnând 5, 10? 20. Și 20 de persoane sunt care se ocupă cu așa ceva. Asta totuși, oameni din Ciumbrud, în timpul lui Ceaușescu, au fost plecați prin țară la Altoit. Adică tineretul, mai bine zis. Nu vedeai un tineret rar dacă găseai pe unul acasă, numai dacă era la servici și nu putea să plece. Asta era. Ce vreau să vă întreb, apropo de soiuri și de culoarea, câte culori aveți la trandafiri? Păi, culorile care îs acum, să zicem, mov, galben, roșu, alb, ros, astea, mai sunt și cele șatirate, în două culori. Sunt multe, sunt peste 50 de soiuri de trandafiri pe care le cultivăm. Trandafiri negri? Aha, că aia viitorului. Albastru a fost creat de japonezi, acum 4-5 ani a fost creat, aia încă n-a ajuns prin zona noastră, pe aici. Aia în timp. Dar trandafirul negru încă n-am auzit să fi fost creat de cineva. Ne aflăm la sectorul tehnologic. Ce utilaje sunt? Asta este o mașină de tocat, resturile vegetale, de care v-am explicat adineaur în câmp. De aici intră rândul, se prinde pe tractor și rândul de pom sau de trandafiri, câmpul 1, intră aici așa în deschiderea asta, unde se taie și se toacă foarte mărunt. Cam așa arată resturile vegetale în urma tehnologiei. Poate să fie până la 20-30 de milimetri și așa îl toacă, îl face mărunt. Și acum în față? Și aici avem plugul de scos trandafirii și pomii, care tot pentru tânăr fermier a fost achiziționat. Și cât a costat? A costat 8.000 de euro. 8.000 de euro? 8.000 de euro. Este cu un sistem de hidraulic, și partea care vibrează plantele de-l scoate la suprafață, tot pe hidraulic este. Este o, dacă n-aveam asta, nu știu în toamnă ce făceam în pământul ăla tare care a fost. A fost de mare folos. Mare folos. Deci, utilă, merită. E foarte. Eu zic că e super. Investiția a fost făcută bine. Cu cap. Cu cap. Asta zic, cu celelalte scule care că avem aici un plug autohton mai vechi, ăla nu prea puteam face față. Nu prea puteam face față. Asta a fost o sculă și va fi bună. Deci, practic, asta este dotat cu toate cele. Doar natura să vă mai ajute, că în rest și sănătate să fie. În primul rând sănătate și după restul. A fost ușor să accesați fondurile europene? Nu e un lucru ușor, pentru că
perioada este foarte scurtă în când trebuie să depui toată documentația. Nu e ușor, dar merită. Trebuie să ai răbdare, trebuie să ai nervii foarte puternici și atunci poți să rezolvi problema asta. Și pentru alții care vor să acceseze fonduri europene, este foarte bine. Și până la urmă, urmei, omul este satisfăcător dacă reușește să obțină un fond din ăsta european. E muncă multă, dar satisfacția e merită. E pe măsură. Ce sfaturi le-ați dat tinerilor care ar dori să vă calce pe urme? Curaj. Să aibă mult curaj, să aibă forța, să aibă încredere și să nu dea înapoi. Dacă dă înapoi, e foarte greu. E foarte greu să recupereze ce a pierdut. Asta este una dintre condiții. Vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat să fiți oaspetele emisiunii noastre și vă urăm succes în continuare. Mulțumim și vă mai așteptăm atunci și la Festivalul Rozelor, care va fi, cum a zis și soția, pe 7 iulie. Și atunci o să vedeți mai multe și lucruri foarte frumoase, interesante din Ciumbrud. Acolo vor fi și cei care sunt cu vinurile, care sunt cu trandafirii și cei care fac hobby și care sunt interesați de cultura trandafirului. Și frumosul. Vă mulțumim pentru invitație și vă promitem că o să venim. Bine, mulțumim și noi. Pentru astăzi atât de la Ciumbrud, la emisiunea noastră Agricultura în județ, vă invităm duminica viitoare de la aceeași oră. La revedere!